românească și mergem la Caracal, care a devenit peste noapte stațiune turistică de interes local. A devenit printr-o decizie a guvernului, nici măcar prim-ministrul nu știa de asta, deși prezidase ședința de guvern. Detalii. Când ești în tren, toată lumea știe care rămâne în tren și tu cobori la Caracal și aici s-a răsturnat carul. De acum însă, lucrurile se pot schimba. Bine ați venit în Caracal, cea mai nouă stațiune turistică de interes local din România. În lista de criterii ce trebuie îndeplinite pentru a primi acest statut, se regăsește și obligativitatea prezenței factorilor naturali de cură, adică, mai pe românește, de tratament. Primarul spune că există și ne dă exemplu parcul din oraș. Deci, care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură, ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, ce treabă are parcul cu asta? Păi are treabă pentru că discutăm aici, e ETC, adică intră și aer și nu știu ce. S-au avut determinări inclusiv de aer, inclusiv de... Deci avem toate studiile făcute pentru parc și acele studii au fost suficiente ca să obținem da aici, la capitolul ăsta. Da, deci... Credeți-mă că nu înțeleg. Mai repetă o dată. Mai repetăm de câte ori, da. ca să înțelegi. Deci cum intră în parcul din ETC? Și la parc, practic, la ETC ăsta, la parcul nostru, ce este? Adică ce studii referitoare la ce? Că ape minerale n-aveți, nămol n-aveți? Vine echipa și reluăm discuția. O doamnă angajată ține să ne lămurească ce factor de cură intră la ETC. La factor natural de cură, sunt enumerați câțiva, nu toți, da? Aveți da. Da. Pe care aveți? Aer. Aer. Este vorba de aer, da. Aer? Da, da. Eu vă întreb de unde ați tras concluzia că aerul intră aici. E vorba de bioclimat. Da. Ok. Da. Și aerul intră la bioclimat. Sigur, da. Am înțeles. Până să ne tratăm cu aer în parcul din oraș, am îmbrăcat haina turistului și, curioși să descoperim Caracalul, am mers direct la Centrul de Informare și Promovare Turistică, aflat peste drum de primărie. Vrem și noi să obținem informații despre obiectivele turistice din Caracal. Este închis. Program de luni până joi, 8:16:30. Auziți, iertați-mă, ăsta e vreodată deschis, centrul ăsta? Aici, da? Când? Câmburii. Centre de informare și promovare turistică cu personal permanent care să deservească centrul. Da, eu v-am spus, aveți da închis. Astăzi da, e a doua oară când veniți. Eu am fost și anul trecut, în luna ianuarie, acum un an. Da, pe el a închis și aici. Haideți să vedem dacă găsim pe cineva înăuntru. Este închis. Pe site-ul centrului găsim obiectivele turistice oficiale din oraș, un parc și câteva clădiri. Ne facem un traseu astfel încât să bifăm cât mai multe dintre ele și pornim. Prima oprire, Casa Memorială Iancu Jianu. Stop, Casa Jianu? Un lac pe aici. Dar nu sunt convins că asta e. Descris nu scrie pe nicăieri. Și când ne pregăteam să renunțăm, ne-am trezit față în față cu domnul Popovici, Sabin Popovici. Se recomandă muzeograf cu atribuții de conducere. Ne spune că obiectivul turistic este închis de vreo 14 ani pentru reabilitare. Cum îmi dai eu seama că aici... Ascultați-mă. Vă rog. Aici a fost un panou ca la muzeu dincolo, unde scria Casa Memorială Iancu Jianu. Și unde e panou? Păi nu mai este pentru că s-a degradat. Deci s-a degradat acest panou. Și panoul s-a degradat. S-a degradat, dar era făcut din ăsta nou acum și cu toate astea s-a degradat. Partea cu adevărat comică sau tragică, după cum consideră fiecare, abia acum urmează. De ce nu pot cumpăra autoritățile un banal panou pentru Casa Jianu? Era alt domn atunci la achiziții în primărie și nu știe actualul de unde să-l achiziționeze unul la fel ca ăla. Înțelegeți? Da, da, da. Deci când a zis că dacă îl ia să fie toate instituțiile așa rămas să se intereseze să ia unul ca ăla. De unde l-a luat pe celelalte? Nu? Păi nu știe el că nu era el, era altul atunci. Serios? Da. Păi și nimeni din primărie nu știe de unde păi a luat că există sector de achiziții. Nu e complicată treaba la Caracal. Nu numai la Caracal. Mergem mai departe pe traseu. Următoarea oprire, Muzeul Romanațiului. De vreo 2 ani se află în reabilitare.
data finalizării proiectului 28.02.2023, adică peste o lună sau aproape o lună de zile. Și uitați în ce stare. Următorul obiectiv turistic, Biblioteca Municipală. Și aici găsim moloze și schele. Ne hotărâm să mai facem o încercare la Teatrul Național. Nu vrem totuși să plecăm din Caracal fără să vizităm ceva. Hai o ușă, încetești pe asta. Este și asta, evident. Și eu acum, turist fiind, dacă vreau să vizitez Teatrul Național din Caracal, ce fac? Ce fac? Pe cine întreb? Care? Ce de serviciul la balcon erau. Ah, ok. Adică, mulțumim. Când am dat ușe și s-au pe toată cealaltă. Iar îți pașa acolo. Da, da, mulțumesc. Într-un târziu, din interior, se distinge un semn de viață. O doamnă trage zăvorul și face ochii mari când îi spunem că suntem turiști și vrem să vizităm. Sunt domnul director, dacă alo, domnul director, sunt domnul care doresc să viziteze Teatrul. Le dau voie? Pe mulți dintre locuitorii orașului, vestea că au devenit peste noapte stațiune turistică i-a luat prin surprindere și i-a bulversat. Nu, a fost o glumă, aproape și... Nu, nu e nicio glumă. Nu e nicio glumă. Suntem stațiune turistică de interes local, chiar așa se numește. Vi se pare glumă? Da. Vreun turist ați văzut vreodată în Caracal? Niciodată, niciodată. Niciodată. Păi, dar suntem stațiune turistică acum. Suntem, dar... Nu e acum o săptămână că e stațiune turistică, dar... O fi. Ce obiective grozave avem noi ca să devenim stațiune turistică? Nu știu ce să parcului. Dar nu numărul de turiști a fost cel care l-a determinat pe primar să obțină statutul de stațiune turistică. Motivele sunt mult mai practice. Ar obține un punctaj mai bun la proiectele pe fonduri europene. Am făcut asta pentru că noi avem un număr foarte mare de case de patrimoniu, peste 135 de case de patrimoniu, plus alte obiective turistice care le avem. Și atunci când vor fi proiectele astea de regenerare urbană pentru reabilitarea caselor de patrimoniu, ai punctaje suplimentare dacă ești stațiune de interes local sau cu atât mai mult național. Criteriile pentru a deveni stațiune turistică sunt extrem de permisive și practic orice localitate mai răsărită le poate îndeplini chiar dacă nu calcă picior de turist pe acolo. Fentați puțin sistemul. Așa ni s-a permis. Hai să zicem. Că permite legea. Deci n-am fentat sistemul, l-am valorificat. De ce? Dacă dumneavoastră puteți să faceți o chestie, să obțineți, înseamnă că am încălcat ceva? Nu. Nu, noi... încălcați nimic. Dar legea vă dă voie să deveniți o stațiune turistică, dar, deși nu aveți turiști. Avem puțin turiști. Sunt turiști. Vestea a apărut că îl ia prin surprindere și pe premierul Nicolae Ciucă, deși decizia ca orașul Caracal și alte peste 30 de localități să devină stațiuni turistice fusese luată chiar de guvern cu doar o zi în urmă. Orașul Caracal a fost declarat stațiune turistică. Caracal? Da. Nu știu și nu am discutat de acest subiect. Nu, chiar nu știam. Ieri? Nu am... Ați fost la Caracal? La Caracal? Da, de mai multe ori. Chiar trec des prin Caracal. Dacă ar fi găsit vreun obiectiv anume... În acest moment, în România, sunt atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 147 de interes local.